în cursul zilei de ieri, polițiștii compartimentului urmăriri cu cei din cadrul Poliției Municipiului Drobeta Turnu Severin au identificat, dar și reținut un bărbat în vârstă de 40 de ani din comuna Husnicioara, care era condamnat în România și dat în urmărire internațională. Acesta se sustrăgea de la executarea unei pedepse privative de libertate, fiind condamnat la un an de închisoare cu executare de către judecătoria Caransebeș în anul 2020 pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Polițiștii din cadrul compartimentului urmăriri în colaborare cu polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Drobeta Turnu Severin au depistat și reținut un bărbat de 40 de ani din localitatea Husnicioara, care era dat în urmărire la nivel național și internațional. Acesta se sustrăgea de la executarea unei pedepse privative cu libertatea, fiind condamnat de către instanța de judecată în anul 2020 la un an de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Bărbatul a fost încarcerat în penitenciarul Drobeta Turnu Severin. În urma activităților desfășurate, bărbatul a fost dus în penitenciarul din Drobeta Turnu Severin.